și aplauze! Aplauze avem, atenție avem! Doamnelor și domnilor, haideți să-l primim cu aplauze furtunoase pe invitatul special de astăzi, Gabriel Kerghe! Sezonul 11 ai umor. Oribil. Cine ar fi crezut? Și am venit aici să propun o chestie. Cred că ar trebui legalizate drogurile. Nu. No. No. Știam că nu o să fii de acord. Nu. No. Bine. Nu? Nu în scop recreativ. Nu. Dacă ai până în 30 de ani și vrei să iei droguri că te plictisești, trebuie să te chinui, caută-ți un dealer, ascunde-te de poliție, chinuie-te. Drogurile ar trebui legalizate pentru oamenii care au nevoie ca să nu omoare alți oameni sau să nu se omoare pe ei. Drogurile ar trebui legalizate pentru părinți. Ați văzut oameni cu copii? I-ați văzut acum că a început școala? Am un vecin în bloc, are 3 copii. L-am văzut dimineață, ieșea din lift. Erau 3 copii în lift, nu știa ce să facă. Luase până un braț, unul se băgase între picioare, una ieșit din lift și s-a uitat la mine cu privirea: ajută-mă. Păi îmi pare rău, nu știu ce să fac. Nu sunt învățat cu zombii de ăștia mici. Nu știu. Drogurile ar trebui legalizate dacă ești părinte, în funcție de câți copii ai. Până în 2 copii, droguri ușoare. Peste 5 copii ar trebui să fie legală și supradoză. Dimineață când se trezesc copiii și zic: unde-i tati, sunt cu la școală, unde-i tati? Că știu să fie așa, cu garou la mână și așa să fi murit, așa. Duceți-vă la școală singur. Nici nu știu să-și promoveze copiii cum trebuie părinții. Îi știți pe aia care ți-a dat o poză cu el acolo, un gol sau un scute, că acum nu mai ai voie să-l arăți gol? Ți-a dat când stă acolo tălănit și zice: a, așa e, că abia aștept și tu unul de ăsta. Bă, nu așa mi-l promovezi. Arată-mi un clip cu un copil care face curat prin casă, care spală vasele, care așează așternuturile pe pat. Așa ești, bă, parcă aș vrea și unul de ăsta la casa mea. Nu? Zic bine? Corect. Cel mai mult mă deranjează părinții care nu-și mai trăiesc viața. Am prieteni care au copii și folosesc scuza aia. Nu, că noi trăim prin copiii noștri de acum. Bă, de ce? Nu. De ce să trăiești prin copilul tău? Tu ai muncit, te duci la serviciu în fiecare zi 8 ore. Stai în metrou, stai în mașină, stai în trafic. De ce să te chinui pentru copil? De ce să trăiești tu prin el? De ce să nu trăiască el prin tine, mamei lui? Exact. Aici ai dreptate. De ce să strângi tu din să-i cumperi nu știu ce bicicletă și tu să te duci la muncă și el se dea cu bicicleta? Dă-te tu cu bicicleta, el să stea la geam în casă. Se uite la tine, faci câteva ture prin jurul blocului, te oprești la geam, mai dai din claxon la tic, 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 trăiește prin tatăl tău, fiule, trăiește prin tatăl tău. Acum sunt mulți care o să creadă că astea sunt traume, dacă faci chestia asta unui copil e o traumă, dar hai să fim serioși. Voi n-ați trăit cu traume? Ai traume din copilărie, Mihai? Da. Am scris o carte despre asta, inimă. Da. Ok. Ai știu de da. Ea? Chelu, ai traume? Nu se vede. Are. Ok. Așa ajung oamenii la emisiuni pentru umor, cu traume. Nu se trezesc ei că sunt amuzanți. Au traume și trebuie să le spună cuiva. Stai liniștit că după aia umor voi face o emisiune de parenting. Abia aștept. O să fiu primul care dă subscat, deși n-am copii. Eu am traume. Mi-aduc aminte de prima mea traumă la 7 ani s-a întâmplat. E prima pe care am ținut-o minte. Eram pasionat de filmele western românești. Le-ați prins alea cu Florin Piersic, Buză de iepure, Mărgelatul. Dar nu mă impresionau actorii. Pe mine mă impresionau caii din filmele alea. Și într-unul dintre filme, calul meu preferat, în timp ce alerga cu cowboy lui în spate, a călcat strâmb și a rupt piciorul și a căzut jos. Și au venit la el cu o pușcă în mână, s-a uitat în ochiul lui, că un ochi l-avea pe partea cealaltă a capului cum căzuse, și au zis: nu, și-a rupt piciorul. Trebuie să-l împușcăm. Îți jur, am bocit 4 zile în continuu. Efectiv, eram în pragul depresiei la vârsta de 7 ani de zile. Mai mult, la o săptămână distanță jucam fotbal în curtea școlii și mi-am scântit piciorul. 7 ani de zile, minte de copil prost în capul meu a fost: atât ți-a fost dat să trăiești, prostule? Asta e. În timp ce mergeam spre casă cu piciorul târât și mă gândeam că o să fiu împușcat, mi-a venit o idee. Zic: bă, Gherghe, tu ești om, nu ești cal, ești un pic mai inteligent. Nu le spune, mă, că ți-ai rupt piciorul. Și o săptămână am umblat cu piciorul la beteag. Mă și întreba mama: ce mergi, mă, draci, așa? Nu, că vreau să fac ca Michael Jackson doar cu un picior. După ce mi-ai zis cu piciorul, fac și cu celălalt. Și am aflat între timp că dacă ești om, nu ești cal, nu te împușcă nimeni când îți rupi piciorul. Și deși am aflat că dacă ești om, nu ești cal, nu te împușcă nimeni, am rămas cu frica asta, trauma asta, panic, nu mi-a mai rupt nimic de atunci.
Și asta mi se pare că e o chestie foarte bună care să țină o familie unită. Frica. Ești singurul care are copii. Le este frică de tine? Chiar logic. Nu e cel mai bun liant într-o casă? Frica. Logic. Pentru că sunt mulți părinți care se uită acum de acasă și care fac sacrificii pentru copii. Că vine copilul, vreau mami, vreau și eu tricoul ăla la 600 de lei. Și ești tu, mă, tipă, 600 de lei e tot dulapul mami cu haine, cu tot cu mobil, tot 600 de lei. Dar strângi din, îi cumperi tricoul ăla. Într-o săptămână vine, vreau și blugii la 500 de lei, că toată lumea are la școală. Îi cumperi și blugii. Într-o săptămână ajungi acasă, intri în hol, e cu blugii rupți, că a căzut jos. Bocește. Imaginați-vă aceeași scenă, doar că intri în casă cu o pușcă în mână. A intrat pe ușă, copilul cu blugii rupți, tati, tati, ce-i fiule? Nimic, mă duc să-mi văz, lasă că oricum îți la modă rupt, lasă că-s bune așa. Intri în bucătărie, nevastă și ea, iar ai uitat! Ce-am uitat, fă? Iar ai uitat să-mi spui ce mâncare vrei și le-am pregătit pe toate patru care îți plac. Alegeți, iubire, și nu trage, te rog frumos, că abia mi-am făcut păr. Mai am și o traumă recentă, e de când m-am mutat în București, stau de 2 ani în București și toți prietenii mei au spus, ai grijă, o să te omoare traficul din București. N-am nicio problemă cu traficul din București. Ce mă panichează, și poate ați trecut și voi prin momentul ăsta, e te afli în mașină, te obișnui cu de trafic și la un moment dat se aude o sirenă de salvare. Și vă jur, eu aș vrea să-i dau prioritate, dar nu știu de unde mami ei vine. Cu sau fără morți? Ultima oară așa tare m-am panicat, am tras de volan, m-am urcat pe trotuar, am dat în doi pietoni, acolo a venit salvarea la mine. Atât trebuia să fac și scăpam. Singura dată când nu m-am panicat a fost când am auzit sirena de la un echipaj de poliție locală. Era sirena aia ca... Ați prins felicitările alea cu galenă muzicală de pe vremuri? Alea pe care le deschideai și se auzea un... Și până o deschideai de tot murea... E, așa era sirena asta de la poliția locală. Bă, hai să fim serioși. Când vreodată e o urgență și nevoie de poliția locală? Ați trecut prin vreo situație în care ați simțit nevoia să sunați la 112, să trimiteți două echipaje de poliție locală urgent? Cineva a călcat pe iarbă. Oh, stați acolo! Trimitem poliția locală mascată! Ați văzut cum arată poliția locală? Zici că sunt niște zombi așa care nu caută creier prin oraș și ați văzut cum... Niciodată când văd un polițist local, nu știu dacă chiar e polițist local sau e bromania care filmează un sketch. Niciodată nu dau seama. Aștept să văd dacă apar camerele. Acum o să vorbesc despre un subiect un pic mai sensibil, să-i spunem. Ați stat vreodată în viața asta cazați la un hotel? It's a trick. Da. E o întrebare capcană. Ce hotel? Bine, vreau să fiu fraierul de serviciu. Da, am stat. Am întrebat chestia asta pentru că eu mi-am dat seama de un lucru. Nicăieri în lumea asta, oriunde m-aș afla, nu mă spăl mai bine în anumite zone ale corpului ca atunci când sunt cazat la hotel. Dezvolt. Da, dezvoltă. Nu. Cum? La cum mă refer, dacă n-ați înțeles. Și sprosoapele alea albe, pufoase. Și te gândești un pic în capul tău. Mai ce-ți vine să te... Oare m-am spălat suficient? Corect. Bună premiză. Dacă nu te-ai spălat suficient, Mihai. Corect. Și ai luat prosopul, te-ai ștești și te gândești, poate logo hotelului, ce? Poate l-au pus în mijloc. Nu vă uitați ca fraierii, că așa este, într-adevăr. Și a rămas cu întrebarea asta. Cum știe un om atunci când se spală în această zonă, un pic mai rușinoasă a corpului, că e suficient de curat cât să folosească prosopul alb fără stres? Când scârții. E rușine. Stă la umor, nu este rușine. Spune-te, da. Rog. Când scârții, mă. Băi, nu pot să spun la ce mă gândesc în momentul ăsta, jur. Dar ai o metodă, asta e important, că sunt mulți oameni care n-au. Da, am. Hai, zi-o voalat, zi-o cumva. Nu pot mă să spun. Nu mă, te rog eu, nu mă lăs așa. Nu mă, că mai am de stat până seara, dar nu mă să spun la testimonial, jur. Hai, mă, Mihai, mă! A urmat o pauză pentru că și-a dat seama că s-a angajat într-o treabă... S-a dus pe o treabă grea. S-a dus pe o treabă mare și s-a gândit, oleo, ce fac, am dat-o deja. Adică... Delia a aflat o informație. Băi, nu e, mă, că înțelegeți altceva, dacă mă trec toate apele. Nu, ideea că mai... întotdeauna trebuie să ai la tine, știi, nu burete, trebuie să ai pămătuf dintre ala, înțelegi? Și cu călătă de... Pămătuf, da. Pămătuf, da. Cum se spălau sticlele înainte. Exact. Și
și forța de așa este. Ai pămătuf la tine? Pămătuful tău? Da. Adică nu înțeleg. Astăzi am aflat mai multe decât mi-aș fi dorit să aflu. Îi mulțumesc pe această cale lui Mihai că am aflat că are o lufă cu care să șterge la mufă. Da, dar tu te speli la fund sau te pedepsești? Despre ce vorbim? Alo! Erau niște doamne în sală care se uitau, erau, nu aveau nicio expresie efectiv, se uitau în gol la mine și... Bă, mă, tu, mă, din ăla mii, mă, gerburete, mă! Am înțeles, am înțeles, Mihai. Delea? Eu nu am... Eu nu mă spun. Eu nu cer prosoape albe la hotel. Chelu? Nu. Ce nu? Hai să vă spun ce au răspuns oamenii prin țară. Și un domn mi-a spus așa, că el se spală până scârți. Până scârți ești curat. E o metodă bună? Adică pare... Bă, când scârți ești curat. Vizional. Și răspunsul care m-a șocat cel mai mult a venit de la un băiat din Craiova, când am întrebat chestia asta, dacă știi o metodă de a te spăla, să fii 100% sigur, vă jur, s-a ridicat de la masă de parcă era trainer în șters la și mi-a spus că el, ca să fie 100% sigur, face testul olfactiv. Și pentru că nu se înțelegea suficient, a ridicat și două degete de la masă. Testul olfactiv. Și am zis, frate, eu te înțeleg că faci testul olfactiv, dacă ridici două degete, ai deja curiozitate, că poți să-l faci și cu un singur deget testul olfactiv. Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc din suflet, ați fost absolut curați! Doamne, minunat, seara faină!